Bună! Sunt Mircea și astăzi vă voi arăta cum se face corect focul în grătar. Am observat că foarte multă lume face greșeala de a pune cărbunii în momentul în care deja focul arde sau când jarul este format, omorând focul și creând un nor mare de fum. Iar dacă nu aveți un grătar cu o tragere foarte bună, riscați să inhalați mult fum. Vom pune cărbunii. Avem un cubuleț de aprins focul. Apoi peste cărbuni punem lemnele mai subțiri. Apoi lemne din ce în ce mai groase. Acesta este modul corect de a face focul în grătar. După cum se vede, focul s-a întețit, iar în momentul în care lemnele se vor arde, cărbunii vor fi încinși, gata pentru grătar. Nu-i așa că totul a fost simplu? Până când jarul se va forma, putem bea liniștiți o polincă bună de casă. Hai noroc!
sunt aici regizorul, eu coordonez totul. Da. Tu ești un actor care are replici. Ok, am înțeles. Totul este pregătit în cele mai mici detalii. Cu o altă cameră. Cu din spatele camerelor. Da, cu o altă cameră din spatele camerelor. Nu, cu aia te filmezi pe tine și cu aia te filmăm noi de acolo. Am înțeles. Bună, sunt Mircea și astăzi vă voi arăta cum se face corect focul în grătar.